Din evidența Direcției de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu reiese că în prezent 1150 de persoane sunt diagnosticate cu Alzheimer și încadrate în diferite grade de handicap. Acest număr este aproape dublu comparativ cu 2011, an în care, cu această boală, erau diagnosticate și în evidență puțin peste 620 de persoane. În ultimii ani, în județul Giurgiu a crescut numărul persoanelor încadrate într-un grad de handicap ca urmare a diagnosticării cu boala Alzheimer. În prezent, în evidența compartimentului de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul instituției noastre, se află 1150 persoane diagnosticate cu boala Alzheimer, ceea ce reprezintă un număr dublu cu numărul persoanelor încadrate într-un grad de handicap ca urmare a diagnosticării cu această boală în anul 2011 tot de la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, ne sunt furnizate date care au caracter îngrijorător și sunt aproape cu tremurătoare. Din cei 1150 de bolnavi de Alzheimer cu grade diferite de handicap, 8 au vârsta cuprinse între 45 și 50 de ani, aproape 310 sunt între 50 și 70 de ani, circa 800 se încadrează în segmentul de vârstă 70-90 de ani și 35 au peste 90 de ani. În vederea încadrării într-un grad de handicap, Persoanele interesate sau, după caz, membrii familiilor acestora se pot adresa compartimentului de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului Giurgiu. Decizia de încadrare într-un grad de handicap este dată de Comisia Județeană de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.